Fraților, salutare! Vreau să vă doresc un an nou excelent și cel puțin la fel de bun ca și anul trecut. M-am gândit să fac video ăsta destul de basic, așa, fără montaj și fără toate alea cum sunteți obișnuiți, că mi-e e mai ușor să vă explic obiectivele pentru anul viitor decât să vă să stau să vă scriu dita mai textul acolo. Am văzut că foarte mulți sunt uh, și destul de comozi astfel încât să nu citească atunci când văd un text mai lung. Vreau să vă zic despre proiectele mele pentru anul 2024. Când le începem știți că le-ați îndrăgit foarte mult pentru că au fost uh, foarte profitabile în 2023. La fel ca și în uh, anii trecuți. Vreau să vorbim un pic despre bankroll management, este cel mai important lucru în pariurile sportive și după cum v-ați obișnuit de atâția ani mă chinui să fac un pic de educație, un pic de disciplină pentru că am întâlnit foarte mulți pariori care căutau cumva un colac de salvare intrând în grupul meu hai domnule că am avut destul de multe gherle am pierdut nu știu cât m-am luat după unul, după altul în fine, vari motive am pariat la băutură n-am fost disciplinat, nu știu ce și așteptau cumva să, să găsească un colac de salvare mulți dintre ei chiar l-au găsit și mă bucur pentru acest fapt știți foarte bine eu pariez de obicei 1% 2% din bankroll, 2% este miza mea uh, clasică. Mai jucăm și cu jumătate de miză, adică 1% sau pe biletele cu cote mai mari, mai puțin de atât, mereu v-am uh, am insistat pe acest aspect. Sunt mulți care știu, inevitabil, internetul e plin de tot felul de experți. Unii recomandă, vai, jucați 15%-20% din buget. Așa ceva este total exagerat. Adică vă dați seama că oamenii aceia habar n-au despre ce e vorba, că în 5 pariuri poți să te duci în cap. Da? 5-6 pariuri te poți duce în cap. Mulți m-au întrebat, domne, dar stai că tu ai un bankroll nu știu cât de mare și eu nu pot să pariez așa ca tine, că dacă tu pui 1000 de lei pe bilet, eu îmi permit să pun doar 10 lei. Gândiți-vă că nu are nicio legătură. Sunt. Uh, Uh, ca să răspund și uh, celor care tot au fost curioși, da, eu de obicei uh, am anual un buget, nu mă raportez doar la o lună, ci la, la tot anul. Am anual un buget de uh, 10.000 de euro pentru pariuri, dar asta înseamnă că unitatea mea de pariere e undeva la 200 de euro. Dar la acest buget de pariere am ajuns după câțiva ani plecând de la uh, 1.000 de euro, iar în momentul de față. Gândiți-vă că în 2023, cu ajutorul proiectelor mele, eu mi-am triplat cel puțin, am mai mult decât triplat acest bankroll și asta nu înseamnă că acum o să măresc iar unitatea și o să am un buget mai mare de, nu știu, 30.000 să zic, da? Mie îmi place de ceva ani încoace să rămân cu acel buget de 10.000 pentru că mie mi-este suficient și dacă reușesc să. Uh, am un surplus, eu cu banii aceia fac ceva, de exemplu, acum o să plec în vacanță cu familia, de fapt, de, de ani de zile uh, mi-am uh, creat acest obicei ca uh, banii care sunt surplus dând pariuri sportive să-i cheltui pe concedii uh, asta separat de ce aducem noi în casă, eu și nevastă mea, ca, ca și venituri, ca și salarii, da? Este un plus adunat în pariuri sportive, hai să-i cheltuim să ne trăim viața cu ei, așa vă recomand și voi sunt uh, unii care, da, poate și cumpără o mașină, poate și cumpără altceva și plătesc o rată, adică fiți destul de chipzuiți, da, dacă aveți un buget alocat, nu știu, să zic și eu, 1000 de euro, dar pentru un an nu, nu vă gândiți la o singură lună, da? Pentru că eu niciodată nu mă raportez la o singură lună. Există luni, ați văzut, la, doar la proiectul Olin 4x4 am făcut 5500 de euro profit curat în acest an, dar plecând din iulie. Au fost luni în care nu am luat nimic, dar au fost luni în care am bubuit pentru că am prins, la fel, la biletul bonus-dublu. Gândiți-vă că doar cu biletul bonus-dublu anul trecut. Eu am făcut mai bine de 10.000 de euro, am avut unul prins la cotă 470 și nu știu cât și eu pun 0,2% din buget, adică 100 de lei. După aceea am mai avut câteva foarte aproape la care le-am dat cash out, altele la care am contrat. Sunt chestii foarte simple. Asta pe lângă pariurile zilnice pe care le postez în grup. Mai joc și după colegii mei din redacție. Bet Factor a avut o lună extraordinar de bună, dar poate anterior n-a avut o lună chiar atât de bună. De aceea nu trebuie să ne raportăm fix la, la o lună. Domne, trag linie la final de lună și vedem ce a fost. Nu, eu trag la final de an. Atunci atunci este foarte important pentru mine și așa vă recomand și vă țineți minte, dacă nu căutați clipul pe YouTube, cu acel Excel în care v-am făcut eu o simulare de bankroll management și vedeți că, nu știu, de la un exemplu de 1000 de euro pe lună, după 2 ani, puteți, puteți ajunge la mize mult mai mari și la bugete mult mai mari. Da? Și acolo, vă dați seama, fiecare își face treaba așa cum vrea, își poate retrage și plătește un nu știu, un sejur de Crăciun la Sovata sau în Hawaii, cine știe, fiecare după cât câștigă. Sunt alții care au bugete și mai mari decât mine, adică nu vă gândiți că eu am un buget extraordinar de mare. 10.000 de euro pe an dacă împărțiți la luni, da, înseamnă chiar mai puțin de 1000 de euro pe lună, da? Dar bugetul este gândit anual, astfel îmi structurez eu Unitatea de pariere și acum să revenim la proiectele pe care le îndrăgiți foarte mult Eu o să plec până pe la jumatea lui ianuarie în concediu cu familia, așa cum v-am zis O să merg, nici nu contează unde merg, într-o altă țară unde o să am semnal destul de Destul de limitat la internet voi fi și pe cu totul alt fus orar, astfel încât nu are rost să ne grăbim și să începem de acum proiectul Olin 4x4, piramida, bani pe jos, toate cele cu care v-ați obișnuit. O să continui să postez pentru proiectul Challenge Cota 2, acolo unde știți că mizez 2% din buget, iar separat în sistem de reinvestire, adică în Olin, plec de la 0,2%. Adică mizez 1.000 de lei pe fiecare bilet, iar separat 100 de lei pe care îi reinvestesc. De exemplu, pe pariul 2, dacă este să-l câștigăm pe primul, pun 1.000 de lei plus 200 de lei. Pe pariul 3, 1.000 de lei plus 400 de lei. Și tot așa cât se câștigă din acei, din acei 100 de lei. În 2023, acest proiect, din păcate, nu a putut să fie dus până la capăt. Nu știu, poate au fost și probleme de, de inspirație, dar am ieșit pe minus 4,7%. Nu e o tragedie, vă dați seama că am câștigat din multe alte proiecte, inclusiv din pariurile live. Gândiți-vă că am avut acea serie foarte, foarte bună, nu știu, vreo 13 pariuri câștigate la rând. După aceea au venit și serii mai proaste, de aceea zic că nu contează cel puțin pentru mine, da, nu contează să trag uh, linie la final de lună, ci la final de an. Eu sunt foarte mulțumit, știu că sunt foarte mulți dintre voi care mă urmăresc de mult timp și sunt și ei foarte mulțumiți. Uh, evident, există și nemulțumiți și aceia vor exista tot timpul. Mă refer și la hateri care ați văzut dau cu uh, hate uh, inclusiv la bilete câștigate, bilete de cote mari. Anul acesta am prins de câteva ori și biletul grupului la uh, sume de peste 100 și ceva de milioane pentru mine, da? pentru mizele mele. Uh, dar trebuie să vă gândiți raportat la bankroll. Da? Pentru mine, de exemplu, 10.000 de lei uh, înseamnă un plus 20% din bankroll. La fel pentru unul care a mizat mai puțin, chiar dacă este un câștig doar de 1000 de lei, poate reprezintă raportat la un bankroll de 5000 de lei tot un plus 20%. Deci așa trebuie să vă gândiți, nu că iau te-a câștigat Mihalache nu știu cât și am câștigat mai puțin. Sau dacă a mizat Mihalache 1000 de lei, trebuie să mizez și eu că înseamnă că el are încredere. Nu! Întotdeauna păstrați proporția uh, mizelor raportată la bugetul de care dispuneți, nu faceți datorii ca să jucați la pariuri, nu puneți, vai, uite, luna asta am luat un bonus, nu știu, să zicem că lucrați în vânzări sau în ceva, am luat o primă de la șeful și hai să pun mai mulți bani. Nu, nu așa se face treaba. Eu doar vă zic cum joc eu dacă vreți să țineți cont de sfaturile mele bine, dacă nu, vă supuneți anumitor riscuri prin deciziile proprii pe care, pe care le luați. Așadar, o să ne auzim după jumătatea lui ianuarie, până atunci fiți cu ochii pe grupul meu gratuit de Telegram, pentru că acolo vor mai posta și alți colegi de ai mei din redacția Cota 2.ro, o să vă ofere materiale zilnice, chiar dacă eu sunt plecat când voi avea acces la internet și un pic de timp, dacă joc și eu ceva, o să vă postez și eu. Așadar, proiectele iau pauză până, la, până când mă întorc eu și de acolo o să începem cu forțe proaspete. Mai bine se reiau și campionatele care au intrat într-un pic de, de pauză de iarnă. Vă doresc mult succes, să aveți un an plin de satisfacții, de bucurii, să fii sănătoși în primul rând și apoi să avem cât mai mult profit din pariuri sportive.